Astăzi se împlinesc 171 de ani de când luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu s-a născut începând din 2011. Tot astăzi, 15 ianuarie, sărbătorim și Ziua Națională a Culturii. Autoritățile din întreaga țară vor organiza simultan evenimente începând cu ora 18. Mihai Eminescu s-a născut în data de 15 ianuarie 1850 și a trecut în neființă în 15 iunie 1889. Fiind înmormântat în cimitirul belu din capitală. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist român. A fost activ în societatea politico-literară Junimea și a lucrat ca redactor la ziarul Timpul a publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, la mormântul lui Aron Pumnul, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele lui Mihai Eminescu, adunate în 46 de volume, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința din 25 ianuarie 1902. Astăzi, Patriarhia Română a susținut o slujbă în memoria poetului. Pe lângă slujba de pomenire a marelui poet român, va avea loc și un moment artistic omagial. Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a anunțat că auto Autoritățile locale din întreaga țară vor organiza simultan evenimente începând cu ora 18 când va fi aprinsă și flacăra culturii. Academia Română a organizat sesiunea festivă Sincroniile europene ale culturii române. Evenimentul a fost moderat de către președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.